salutăm pe Arian Otrețu, care este sportiv paralimpic și al cărui vis, evident, este să ajungă la Jocurile Paralimpice, care din ce an, Arian, unde, care este visul tău, care e reperul tău, care e distanța? Eu sper chiar la Tokyo să particip, ar fi... Chiar anul viitor? Da, ar fi ceva extraordinar din punctul meu de vedere, mai ales că practic acest sport de destul de puțin timp, mai exact aproximativ 4 ani și chiar ar fi o realizare. În notul, ca să spunem. Da, în notul, care știm cu toții că este un sport foarte dificil din punct de vedere tehnic și în regim de rezistență este și mai greu. Spune-ne povestea ta, cum ai ajuns să devii un sportiv paralimpic, cum ai ajuns la not? Păi, inițial am început notul la recomandarea unui medic, pur și simplu pentru că după ce am avut accidentul, coloana mea a început să se deformeze și la recomandarea lui am luat câteva lecții de not. Am văzut că îmi place și antrenorul meu a văzut un potențial în mine și a decis să mă treacă la grupa de performanță, unde sunt și acum. Accidentul în urma căruia, din păcate, evident, ai pierdut un picior și atunci, sigur că ai început să faci sport pentru că îți trebuia, pentru sănătate și ai ajuns la notul de performanță. Tu ești deja cooptat în rândul Comitetului Olimpic, da, român, adică în zona Jocurilor Paralimpice și ai fi unul dintre, cred că, cei mai tineri sportivi care ar ajunge la aceste jocuri. Nu e prea greu? Nu e un salt prea mare? Este un salt foarte mare, dar eu o consider o provocare. Pentru mine, tocmai acest lucru mă motivează și mai mult să arăt că de la orice vârstă se poate. Bine, clar este un dezavantaj, deoarece experiența spune cuvântul în anumite situații. Trebuie să muncești de 2-3 ori mai mult, dar se poate. Cât de aproape ești pentru a face baremul de participare la Jocurile Paralimpice? Sunt la câteva secunde, dacă nu mă înșel, aproximativ 4 secunde, să zic așa, și dacă n-ar fi fost această pandemie, probabil că m-aș fi apropiat mai mult. Dar acum e mai greu, trebuie să muncim mai mult, să ne revenim la performanțe pe care le aveam înainte. Antrenamentele au fost în casă sau pe lângă bloc, la indicațiile antrenorului, am respectat tot ce mi-a spus. Dar tot nu are cum să suplinească ce facem în apă și antrenamentele mele zilnice. A fost o menținere formă. Înțeleg. Da. Am avut grijă să nu mă îngraș, să respect tot ce mi se spune și acum nu sunt așa din spate, adică eu zic că în câteva săptămâni aș reveni la fotbal la care eram înainte. Câte antrenamente faci? Că înțeleg că te trezi la 7 dimineața, spre deosebire de alți elevi care... Evident, acum că au scăpat și de școală, pot dormi cât vreau. Te trezești la 7 dimineața, treci la antrenament, nu? Cât faci? Cât ai făcut azi, de exemplu, antrenament? Astăzi m-am trezit la 7 dimineața, am plecat la antrenament. Dimineața fac ciclism și alergare, iar după amiaza avem antrenamentul de not. Dimineața e în jur de 2 ore jumate, 2 ore. Iar după amiaza, 2 ore sunt clare de înot. Sigur că tu ai fost premiat la Gala Trofeelor Alexandrion. Sunt lucruri care până la urmă contează pentru că, bun, e o întâlnire festivă, sunt oameni acolo, îmbrăcați de gală, există personalități, există premii și așa mai departe și poți să uiți. Dar asta reprezintă o motivație să ajungi la un asemenea gen de eveniment în ceea ce înseamnă pentru tine pregătirea în obținerea de performanțe sau pur și simplu lucrurile se decontează doar la nivelul podiumului, pur și simplu de la capătul unei curse? Podiumul și cursa sunt partea aceea simplă a sportului. Partea grea în spate, partea grea în antrenamente, partea grea în moralul tău și aceste lucruri, gala aceasta la Alexandrion, îți oferă un moral și o determinare mult mai mare când vezi că ești premiat, să spun așa, pentru extra competițional, pentru munca ta depusă în tot acest timp. Este un lucru important, mai ales că nu oricine ajunge acolo și
chestia asta pe mine cel puțin mă ambiționează să trag mult mai tare, să ofer mult mai mult decât am oferit până acum și să avansez de la o zi la alta. Și să ajungi din nou poate la altă gală a trofeului Alexandrion. Sigur. De data asta cu o medalie olimpică. Ei, cum ar fi? Doamne ajută! Ar fi ceva. E un vis, da? Poate pe viitor. Eu îmi doresc să întâmple asta, iar eu dacă îmi pun ceva în cap și îmi doresc, cel puțin până acum nu m-a oprit nimic. Și în continuare am o gândire pozitivă, indiferent că a fost această pauză, am o gândire pozitivă și sunt convins că voi reveni complet. Arian, îți mulțumesc foarte mult! Îți dorim baftă, îți doresc eu baftă, că nu suntem mai mulți aici, suntem noi doi și cei care se uită la noi. Îți doresc baftă să ajungi la acest vis, care ar fi o performanță pentru România, pentru familia, da, sigur, pentru el, și pentru România, într-o zonă care merită dezvoltată și de unde putem extrage exemple foarte bune și tu poți fi unul dintre ele. Mulțumesc foarte mult, baftă, la învățătură nu-ți mai spun, că acum e vacanță, dar în orice caz la antrenamente și la competiții. Mulțumesc, Arian Notrețu. Și eu vă mulțumesc. O zi bună!